salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să facem un haul despre dulciuri, în special Cadbury. Noi suntem foarte mari fani de Cadbury. Ori de câte ori avem ocazia să cumpărăm cioco Cadbury, o cumpărăm. În special din UK se găsește, avem neamuri, prieteni, ne mai trimit, ne mai cumpărăm noi online de la alții care vând cioco. Și da, suntem foarte mari fani. Și atunci m-am gândit, hai să facem un haul. Lumea nu știe de Cadbury. Și m-am gândit să fac cunoscută această ciocolată care seamănă foarte mult cu Milka noastră care o avem noi acum. Diferența e că ciocolata aceasta Cadbury are un gust mai dens, este mai, zic că ciocolată mai plină, așa, mai groasă și e foarte bună și are cam aceleași selecții care are Milka. Milka este imens, are foarte multe savori și în parteneria cu Oreo și cu multe alte branduri, așa este și Cadbury. Voi începe cu această cutie care v-am arătat-o prima dată. Această cutie are un gramaj de, cred că 600 de grame, 614 grame. Are mai multe savori înăuntru, voi și deschide. Este așa, nu e normal plină, dar noi am golit-o. Și atunci mai avem, așa, are eclairs, e această bombonică, eclairs. Este ca un fel de bomboană cu caramel. E foarte faină, numai că trebuie să stau după aia să muncesc până termin. Următoarea ar fi fudge, nu știu cum am fudge, că le-am mâncat, că sunt preferatele mele. Fudge ar fi aceasta portocalie, e cu un fel de cremă de caramel sau ceva de genul. Vispa, e asta, e cum e Milka aceea care e cu bule de aer, ceva de genul, numai că aceasta are fâșii de aer înăuntru. Vispa, încercăm să vedem cum e. Da. Exact cum v-am spus, cu bucățele aerate. Acealaltă este cu fâșii, aceasta este cu niște fel de mini bule. Foarte faină. Foarte dulce. A treia dairy milk ar fi aceasta. Este cum e Milka cu lapte, simplă. A patra crunch, crunchy bites. Evident, este cu zahăr ars. Bucă de zahăr ars. Se simte crunchy-ul. Vă dați seama că este foarte densă. Deci ciocolata e foarte groasă, așa, nu știu, e diferită față de Milka. Inky Decker este aceasta. Tot un fel de caramel are înăuntru. E foarte fain, este așa puțin mai tare. Asta nu știu exact ce era, știu că era cu un fel de caramel. Da, un fel de caramel și un fel de biscuite, parcă înăuntru sau ceva de genul. E bună, e un fel de caramel, caramel cafea, a gust așa, foarte faină. Twirl mai am, dacă n-am mâncat-o soțul, cred că era ale lui Ale și ne-am mâncat pe toate. Nu văd să am un twirl aici, dar twirl e asta, așa cu un fel de bubble cu fâșii. A, uitați, am și un twirl aici, mi-a rămas una, este aceasta, așa. Sigurat asta vi se pare interesantă, haideți să și degustăm. Este cu bucățele aerate, e foarte bună, se topește în gură. Următoarea este caramel, caramel sigurat că mai avem. Este cu caramel, caramelul este foarte dens și foarte gros, e mega bună, se topește în gură și ciocolata e foarte bună, dar și caramelul este, dintre preferatele mele este aceasta cu caramel. Să o gustăm să vedem cum e, dar acum asta nu am tu, poate vă fac poftă. Uitați cum curge caramel. Prea tare. Mega gustoasă. Foarte bună. Ultima, creme egg. Cred că chiar nu avem creme egg, pentru că le mâncăm printre primele, da. Creme egg iar este cu cremă de ou, cred că ar fi, cum au cei din UK, dar e foarte tare este aceasta. Cred că se mai găsea într-un timp, găseați ouă de Paște la Carrefour, nu știu cum mai sunt acum. E nebunie cu ele. Și aceasta ar fi. E foarte tare cutia. Eu le cumpăr de la mămici care aduc, pe grupuri de mămici aduc din UK dulciuri și le iau, evident, le vând la preț dublu, dar, na, plătești transportul, inclus mai multe chestii înăuntru. Așa, și să vă arăt ce mai am de la Cadbury. Mai am 3 chestii.
ar mai fi aceasta cu caramel. Are un caramel așa foarte gros înăuntru și cioco de lapte. Și am găsit-o la Kaufland, spre mirarea mea. La Kaufland nu avea această ciocolată, pentru prima dată am găsit-o. Și mi-am luat două cu aceeași variantă. Aceasta. Și are și traducere în română, dacă vă interesează să vedeți ingredientele și toate cele. Varianta de Cadbury ce mai am, mai este asta de milk, varianta de lapte simplă. E ca și milka cu lapte, doar că aceasta, v-am spus, este mai densă. E foarte tare, este unicat, mi se pare, ciocolata. Și normal, casa lor, se spune așa, este în UK, acolo se găsesc cel mai des. Îmi cer scuze pentru lumină, dar începe să apună soarele și nu se vede bine. Sper să înțelegeți. Cadbury gingerbread. Ta-ra! Eu sunt înnebunită după gingerbread. Mai ales când începe perioada asta de sărbători. Gen cam mă ia așa nebunia prin noiembrie, la începutul noiembrie deja încep cu chestii de gingerbread. Mi-am luat shorts gingerbread, pijamale gingerbread, husuri de telefon gingerbread, multe, foarte multe cu gingerbread. Deci o să mai iau probabil în continuare până când, nu știu, o să-mi placă altceva. Dar de câțiva ani încoace sunt cu gingerbread toată ziua, bună ziua. Și atunci am găsit această Choco Gingerbread Cadbury. Este evident limited edition. Nu mai zic că dulciurile limited edition mi se par... Bine, nu toate sunt limited edition, bănele sunt chiar o prostie și scriu numai așa doar ca să cumpăr, dar astea care sunt cu savori de Crăciun sau de vară, cam sunt limited edition. Și atunci aceasta cu gingerbread este limited edition și am trecut la fel, s-a găsit în magazine, tot așa prin octombrie, a început să apară cam așa și m-a chinuit și am și prietene care au neamuri acolo, am neamuri de ale mele, de ale soțului, mai bine zis, și... Na, nu o să-ți trimită nimeni o ciocolată prin poștă sau un pachet și na, nu se merite și scump pachetul de trimis de acolo și na, doar dacă găsiți un grup de mămici cum l-am găsit-o pe acesta Bubu și dați de o mămică extraordinară cum am găsit eu și să vă livreze sau să vă aducă eventual ce vă doriți. Doamna aduce ce găsește pe stoc pe acolo, deci na, voi vă alegeți. Ea tot timpul postează pe grup foarte des, cred că zilnic, dacă nu mă înșel, și ce vă place vă puteți lua în materie de hăinuțe de copii, de bebeluși, până în primii câțiva ani, de la nou-născuți până la câțiva anișori. Și mai nou Choco. Am mai luat de la ea o cutie de Cadbury, nu știu care sunt fan Cadbury, probabil vor ști. Cam acesta e clipul meu cu ciocolata Cadbury. Sper că v-a plăcut, sper să vă luați și voi pentru că e foarte bună și merită încercată măcar o dată în viață. Și dacă pot să vă ajut de unde să vă cumpărați, îmi puteți scrie și vă răspund cam de unde îmi procur eu ciocolata. Și ne vedem la un nou videoclip data viitoare. Vă mulțumesc! Ciao!